Care este cel mai vechi sarcofag descoperit acum câteva zile în Egipt? Cum stăm cu campania electorală? Ce mai face Traian Băsescu? Dar oare Elena Udrea mai are bani de spart? Ce zi internațională sărbătorim astăzi? Și ce a promis Ludovic Orban când a fost la Cluj? Toate acestea și multe altele le vom dezbate aici pe canal în clipele ce urmează. Mulțumesc de abonare. Când sună clopoțelul, a știut. O pus bandea ceva pe YouTube, că e o zi lucrătoare de luni până vineri de la 10. Ne întâlnim aici, pe canal, ce găsiți pe canalul lui Nicu Bendea. Pe canalul acesta găsiți glume. Dacă mergeți pe canalul Mori din Cluj-Napoca, ce puteți găsi? Trotinete. Trotinete. Domnule, s-a îmbogățit fauna, s-a îmbogățit flora Clujului. Nu mai găsești ca pe vremuri un pește atâta, un melcușor, o broască rătăcită pe umbrusture. Nu. Acum ce găsești? Trotinete, domnule, pescarii s-au unit într-o ligă a lor și ce s-au gândit? S-au gândit pescarii să facă o asociație de pescuit la trotinetă. Deci până acum foloseau la mulinetă, la muscă, la mămăligă, acum pescuiesc la trotinetă. Vând după aia trotineta prinsă, o vând la kilogram la cei cu fier vechi. Vedeți? Vedeți? Că nici nu trebuie să facă domnul Boc promisiuni electorale că orașul se îmbogățește. Și se dorea Someșul navigabil. Aiurea, aiurea. Băgăm trotinetele în Someș și nu mai este nevoie să fie bărcuțe, bărci, caiace și alte dispozitive ascuțite. Domnule, trotinete, trotinete pe apă. Acum avem nevoie și de o mică minune să meargă singure, dar ne descurcăm. Totul e bio, totul e eco la Cluj. Totul e bio, totul e eco. A fost, ieri domnul Nelu Tătaru a fost în vizită aici cu Ludovic Orban. Bineînțeles că nu de drag ce le este lor de clujeni. A fost pentru că este campania electorală și trebuie să meargă peste tot în țară. Acum la Cluj-Napoca li s-au cam terminat promisiunile. E pe final de campanie, nu prea mai au ce să ne promită. Peste tot în țară au promis drumul, au promis autostrăzi, au promis nouă, ne-au promis un amărât de spital. Ca așa arătăm, abecheș. Ne-au promis un amărât de spital cu 5 etaje și cu heliport. Nu știm când va fi gata, dar să trăim cu promisiunea. Domnul Nelu Tătaru, în stilul caracteristic, ardeleninul nu l-a înțeles deloc, domnule. Noi vorbim mai rar, vorbim mai încet și nici așa nu ne putem înțelege unii cu alții. Domnul Nelu Tătaru a început să spună că ține numai de noi dacă o să mai fim încă o dată cu lacătul pus. Știți voi, când ne s-a pus lacătul atunci, în martie, aprilie, început de mai. Da? A spus domnul Nelu Tătaru că numai de noi ține dacă mai intrăm într-o situație cu locul jos. Și domnul Orban a ținut-o pe a lui, ne face spital cu heli port și el vine pe post de parașută, nu-l rușine, mint, mint și iară mint. Numai domnul Ciolacu face ceva pentru țara noastră. Ieri cu acoliții lui au votat în Parlament mărirea punctului de pensie și a pensiei cu 40%. Că nu-s bani, asta știm, da? Dar dacă mărim cu 40% pensiile, pentru asta o să se găsească bani. Nu o să se mai găsească după aia niciun fel de bani în România, dar trăim cu iluzia că se va mări. Se va mări pensia, se va mări salariul, totul se va mări în țara românească. Oricum prețurile s-au mărit, Doamne ferește să mai pui zacuscă în sfârșit de septembrie, mai bine îți cumperi lingouri de aur de la bancă. Nu, că unii mai au bani. Uite, de exemplu, Elena Udrea și-a sărbătorit fetița, pe micuța fetiță de 2 ani, și-a sărbătorit, că e normal. Și mie, când aveam 2 ani, tata îmi trăgea un garden party de nu mă vedeam. Veneau aia cu catering-ul când aveam eu 2 ani și chema tata, umplea curtea de vecini și făceam un barbecue. Nu, venea Nea Vasile cu tanti Ileana fiertați, dar asta după ce am început eu să pricep. Mai venea vară mea de pădea și cam atâția erau invitații. Ce mă bucuram când primeam câte un săpun, câte o portocală și musai câte o carte. Deci, Elena Udrea a făcut party pentru micuța fetiță, să trăiască la mulți ani. Au fost îmbrăcate aproape identic, adică au avut rochițe cu croi asemănător și la fel și la culoare și specialiștii în modă au spus că îmbrăcămintea fetelor Udrea e în jur la 3.000 de euro. Deci înseamnă că doamna Udrea mai are câteva poșete pline cu euro. Că dânsa primea mita în poșetă, nu o primea în cont direct. Și așa mai iei câte o poșetă, știi cum e? Ca și în cămară, nu? Dacă ți se face poftă de un burcan de dulceață de afine, îl iei. Dacă vrei ardei umpluți cu varză, iei de aia. Așa are și doamna Udrea în cămară.
în șpaiți, cum zicem noi ardelenii. Poșeți una după alta, dar de alea, Hermes, Vuitton, știți voi. Și în fiecare are între 30 și 130 de mii de euro, da? I-au pus bine pe toamnă, pe... Așa e, o mamă gospodină, domne. Elena Udrea, o mamă gospodină. Păi, după ce să pui gogoșari în oțet, după ce să pui pătlăgele, nu știu, bame, nu, domne, pui euro, îi pui frumos acolo, aliniați în poșete și când ți-i poftă de ceva, iei, pac, și te-ai descurcat. Oare domnul Băsescu mai e? Curios, eu pus nume Elena Udrea la fetiță Maria, la fel cum o cheamă pe soția lui Băsescu. De mă, au fost dragoste acolo. De-aia merge Băsea așa, când l-au prins cocoțat acolo. Deja mă bruiază, auziți? Sirenele, aviația, elicopterele, sunt bruiat când vorbesc despre problemele astea care ating starea precară a politicianului de ziua de azi. Da, când Băsescu săracul acolo, pângardul de la Cotroceniu, o cotărlea pasta să-i vezi, drag să-i frece. Eu nu înțeleg de ce Băsescu s-a mai băgat în campania asta electorală să candideze la București. Cam musca în curul calului s-a băgat. Știa din start că nu o să câștige, știa că nu o să facă nicio alianță, că e numai un tur. Acum să-l încurci un pic pe Nicușor Dan, matematicianul nostru eminent. Doamna Udrea îi dă înainte. Îi dă înainte ca și autocarul pe pasajul Ciurel, recent înființat, da? Pe lângă că e aglomerație, acum am văzut că autobuzele nu pot să ia curba acolo pe pasaj, autobuzele alea, otoman sau otomar, sau cum dracule zice, nu pot să ia curba, că e prea îngustă treaba acolo și sunt nevoite, ca să depășească pasajul Ciurel-Ciucurel, să se urce pe anume trotuar. Domnule, pas cu pas, lucru bine făcut. De-aia e bine ca oamenii, pietonii, să nu meargă pe trotuar, că poate ia din mers autocarul. Dar n-am făcut cu mâna, nu contează, domnule. Dacă erai aici, te-am luat și te-am dus. Da, mă duc și eu, nu înainte de a vă spune că acum câteva zile în Egipt s-au descoperit 27 de sarcofage vechi de vreo 2500 de ani. Nenelu Iliescu a spus... Îmi salut pe foștii colegi de UTC. S-au dus, da, s-au numărat sarcofagele, s-au deschis, neanelul lipsea. Ci că al 26-lea, ăla-i nou-nou, în al 26-lea nu intrase nimeni. Poate să vedem acum cum ne-o fi norocul să-l pune la păstrare. Dacă iese, iese, dacă nu iese, nu iese. Chiar și Viorel Lis ar fi fost curios să vadă foștii lui colegi de păcănele, cu care puneau ei la ruletă acolo, la umbra Sfinxului, ce mai fac. Da, uitați-vă că se întâmplă și lucruri bune și ne regăsim strămoși. Ziua mondială a curățeniei. Mă pune și pe mine soacra deja. Preșurile astea mai ușoare le bate. După aia trec eu la artileria grea să bat covoarele. Țineți-mi pumnii, urați-mi succes. Treaba nu e ușoară, ziua mondială a curățeniei, dar grijă mare cât intrați cu curățenia de tare. Că un activist de mediu din Suceava, care a încercat să curețe și el pădurea de hoți, că pădurea de copaci era deja curățată, deci un activist de mediu a fost puțin bruscat în fața organelor, abilitate, asta nu contează, dar după ce omul s-a dus săracul acasă, i-or mai spart și mașina și geamurile la casă. Deci atenție cât de profund, cât de tare intrați cu curățenia. Ar fi momentul ca Ziua Mondială a Curățeniei să o sărbătorim, să o serbăm duminică, pe 27 septembrie. Că ștampila e la noi, buletin primim acolo, le băgăm în urnă și ne facem datoria, ca și când am fi tras cu cilit bang bang sau cilit gang bang pe un geam și l-am fi făcut lună și bec. Așa ar trebui să facem și noi în administrațiile locale. Să avem și noi aleși după chipul și asemănarea noastră, care sunt bune, frumoase, chipul frumos, asemănarea frumoasă, merge. Dar a doua zi după ce a intrat la primărie, ne arată dosul. Vorba la Anza Pelea, de gândești că a fost de la coțofenii din dos, că ne întoarce dosul. Eu nu vă întorc dosul, vă întorc mulțumirile, vă întorc, cum să zic eu, vă întorc răbdarea asta pe care ați avut-o aici. Eu vă întorc citindu-vă mesajele de la comentarii.
aștept să ne citim cu bine și astăzi. O zi ușoară, o zi plăcută, spor la curățenie sau, după caz, sport la curățenie.